Jucărie nouă. Ce facem? Aplicăm tratament înăuntru. Masa închisă și toată ceața se duce înăuntru. Salutare! Vreau să încerc să testez nebulizatorul ăsta sau fogger, creatorul de ceață, fără prea multe explicații, că este prima dată când îl folosesc. Abia mi-a venit și sunt curios, vă dați seama. Pentru asta trebuie să-mi pregătesc înainte soluția. Nu o să dau foarte multe explicații, o să fac fără explicații, urmând să fac un material complet, pentru că nu există în limba română pe nicăieri. Eu nu am văzut. Adică băbește așa, nu doar filmuleț sau, da? O să vedeți. O să mă apuc să fac cu apă distilată, că mi-e lene să... Bine, am aici 100 de ml de apă, dar nu e cazul. Îmi trebuie 100 de ml de apă. O să aplic un tratament la mușcate, în care mi-a intrat putregaiul cenușiu. Bine, le-am separate și oricum răsadurile încă nu mi-au ieșit din răsanță, dar sporii de ciuperci știm bine că aleargă, da? Switch-ul este praf, ca atare trebuie să cântăresc 10 grame. Aveam pe aici tot felul de recipiente și recipientașe. Nu găsesc. Și o să fac cu dopul. Ăsta am în soară mare, dar nu mă mai duc acum. Cântăresc dopul. Să-l scad. Catară. 2,89, 3 grame, da? Și pun în el 10 grame de switch. Eu aș mușca cu dinții, dar mă certați după aia că mă otrăvesc și caut ceva să tai. Aici m-a ajutat un nepot să fac ordine. El știe ce e aici, i-am lăsat mână liberă să facă cum crede el. Și a făcut. Iar eu mă uit cam mâța în calendar deocamdată până mă obișnuiesc cu ele. Dar e mișto, am spațiu mai mult, urmează să sper anul ăsta, adică sper. Cu siguranță o să ridic tavanul, acoperișul ăsta să fie mult mai înalt, să pun rafturi și alte chestii. Deci am zis că are 3 grame, da? Capacul gol. grame, 83, deci am 3 grame odată. Și 683 minus 683 minus 283 fac 4 grame. Cu aritmetica praf. Scad iar 3 grame, 7, 20, cât de cât acolo, știți? Eu trebuia un recipient mai mare să pun toată asta, dar nu contează, fac puțin aritmetică. Deci 4 grame cu încă 4, 8. Mai trebuie 2 grame. Deci 5 cu tot cu capac. Două grame. Mult pun plin. Bine că... Uite și ăsta e. Bun. Așa. Cât de cât. Nu... Normal era să... Dar nu stau, știți că eu nu stau să... fac farmacie. Cât de cât așa să nu fiu... în... proporții mari. Diferite. Bun. Ăsta e ok. Am cântărit. Ăsta l-amestec bine. Puteam să fac în sticla asta, dar nu vreau. Fac în ăsta. V-am zis că o să încerc să nu explic, pentru că nu vreau să explic ceva greșit, înțelegeți? Și fiind prima dată când îl folosesc, zic să nu bat câmpii. Avem aici rezervorul pentru chimicale, pentru soluții, da? Tratamente. Sau la fertilizări e delicat, ci că nu prea s-ar înfunda spirala asta. Eu o să testez, vă dați seama, chiar dacă o să diluez.
Când se mai amestecă soluția, o să scot încet arma, mi spun eu. Aha, cu văd, deci asta era de rezervă. Am găsit o cutie, o chestie. Și acum constat că este supapa de la Italia asta de companie. Bun, aici putem băga apă distilată sau motorină. Eu n-am motorină, o să bag apă distilată. O să bag un litru deocamdată. Eu nu știu, n-am citit cantități. Un cap 2500. Deci 2 litri jumate. O să bag un litru. Pentru că vreau să fac doar încercare acum. Bun. Toți sunt... Da, nu. Întâi îl prind. Dar vreau să vă arăt cât de cât așa. Aici o să vină butelia prinsă. Inițial am luat butelie de aia altă mică de lampă. După aia am înțeles că trebuie de asta înaltă. Aici pot să vorbesc din experiența de militar. Nu înșurubez fogărul la bidon. Bidonul îl înșurubez la fogăr. E ca la grenada de mână, unde nu înșurubez focosul la grenadă, înșurubez grenada la focos. Și mai mi-aduc eu aminte de când eram eu mic. Urși, aici jos. Vedeți ce înseamnă să nu regizez. Bun. Asta e ok. Asta, butelia o ridicăm și o aplic și pe ea. Are aici un gât. Eu i-am pus cordeluța asta să scap de ea, să nu mai stau. Tot așa, are o cătare cu un vârf. Eu n-am mai lucrat cu butelii de-astea. Am lucrat cu tot felul de chestii, nu cu asta. Și am montat și butelia. E, aici am și nivel de soluție, dar nu contează. O să încap asta. Am înțeles că încap 40 de mililitri, dar eu cred că încap mai mult aici. Eu o să pun 100 de mililitri de soluție. S-a diluat. Mestecat bine. Sper să nu greșesc din ce am studiat. Am citit foarte mult, citit, mai bine zis, vizualizat. Pe net, tot pe YouTube. Să bag încet. M-a mai rămas puțin, dar nu contează. Închid. Am înțeles că e bine să dau 3 pompe. Sper să nu să fie reținut etapele. Două. Un fel de amorsare. Așa. Aici am rotiță pentru gaz. Vă dați seama că intru, umblu cam cu frică eu așa. Abia acum dau. Se aude gazul. Se iau asta de prin față de pe aici. Să vedeți voi. Să nu fie pe sub ceva. Am dat 3. Și acum aprind. E aici un buton. Uitați, este abur. Gata. S-a încălzit, se roșește. Și ar trebui să scoată ceața aia. Scuipă. Câinii mei sunt pe aici, au fugit. Și gata, scoate ceața. Stropește întâi. Mișto. Super. Wow, wow. Super șmecherie. O să opresc. Să nu pierd soluție și o să merg în solar, da? Închid filmarea, mă duc repede până aparatul și revin. Thank you.